Bună ziua, oameni! Acum o să filmez un clip nou. O să facem Cristi reacționează la... O, frate, cum a zis clip! Ui, cam sună de împerechere. Clip, clip! Du-te tu! Și sunt șever. Aha. Nu o să mă dau foarte mult pentru că n-am bani. Imaginam. Eram foarte sigur. Și o să mă dau doar cu rujuri. Și un creion de ochi. Tu, am eu niște pixuri. Vrei și îți dau și niște pixuri și te faci în ochi? Deci, să începem. Hai. În prima oară o să mă dau cu un creion de ochi. Juri, tu, că ți-l faci în ochi, nu mai știu dacă scrie. Să vă arăt cum se funcționează, este foarte metalic. Metalic, aud. Și mă dau pe linia ochiului. Avem grijă să nu ne băgăm pensula aceasta în ochi. Și bine... Dar de ce? Nu știi că-i faci și-ți bagi pensul în ochi? Înțeles? O să-mi fac o linie. Aho, tu gata, gata, gata. Așa. La fel și la celălalt ochi. Da, așa, linia așa, așa. Linia să ne băgăm. Ca să se contureze ochii mai bine. Și aici o să facem o formă. Uai! Deci că ești saltana! De machiaj. Da? Bun, după cum am spus, nu o să mă dau cu... Bună ziua, eu sunt saltana. Am un machiaj de școală. Perfect. Produse pentru că n-am bani. O, nici să gani nu repet asta dacă n-au bani. Să confirmez cu o cameră foarte nasoală. Iar nu se vede foarte bine. Dar nu contează acest fapt. Acum îmi închid acest creion de ochi. Pe toată. O să mă întind cu acest creion de ochi. Pleapa! Să nu cumva să rămână neconturat nimic. Doamne, fer și rămână neconturat! Pentru că bineînțeles este depictat, dar am spus că n-am mai și o să vă lăs. Pensul e depictat. Alele bagi pe o foaie, scrii pe foaie și apoi una. Microbi. Dar bun, că tu... Așa. Și că acest lip gloss de la Ruby Rose în anța shiny... Shiny what? E tiny. Shiny tiny? Ce înseamnă? Am soldat a venit. Mașina, nu știu, shiny a venit. O zis cumva bășuna? O să mă dau aici un chic, doar un chic, să nu... Deci să fii mai shiny. Este o culoare foarte shiny. Îmi place foarte mult. Folosesc în fiecare zi cu indulgență. Indulgență? Și bineînțeles că eu am foarte mulți vizitatori, chiar dacă nu filmez cu camera. Aha. Bravo, asta ai zis-o. Foarte bun. Și din nou iau pensula și fac foarte frumos aici. După cum vedeți, sunt foarte shiny. Shiny, pe dreapta. E închipuit de frumos. Da, ne-am chimpuit pe acum. Apoi, o să-mi conturez buzele cu creionul de ochi. Ești proastă? O să-mi iau un ruj, nu? Da, bravo! Mi-am luat un ruj de la Ruby Rose, care este al bunicii mele, pe care o cheamă baba. Este într-o nuanță foarte expirată, dar ea îmi place. Și o să-mi dau cu buze. Adică place? Dar nu sunt proastă să mă dau creion pe buze, că e expirat. E sigur că nu ești proastă. Conturez. Eu ce zâmbet ai de maimuță. Foarte frumos. După cum vedeți, am o cameră foarte antică. Foarte antică. Așa. Zâmbetul ăla de maimuță. Așa, e foarte fain. Primul rău
sostanza metallic shiny cabusa. Facciamo ciò. Esperta, esperta, facciamo ciò, esperta. Ce fanie, pobuza. Așa poi blaj, bineînțeles, nu uitam de blaj. Și o să mă duc să-mi iau pensula de blaj. Și pobuza de sus cu acesta roșu. Experta. Aceasta este mașina tatăl meu, Dacia Vie 300. Și nu o să fac așa. Nu. Dar deja ai făcut. Și o să se vadă diferența cam două rujuri. Acasă, nu doar unul. Tu, când mergi la WC și te caci, îți pui hârtie igienică în buzunar să vadă că ai și tu. Acasă. După mersul la ghiblaș. Închid din produsele, dă așa, mă duc după mersul la ghiblaș. Barberit. Barberit. O creion tunzum, după cum se poate observa foarte bine. Și oh, ce bătaie ți-a dat mai încolo. Luminanța. Roze luster. Amantia, ce era? Am un roze luster. O să-mi dau puțin obraj. Dar un punctulet. Și când merg pe stradă, întreabă lumea, dar ce e acolo? M-a mușcat purici, că eu am. Foarte mic. Și închidem cu pensula de blush. Și bineînțeles că o să-mi contorez fața. Să arătăm. Ca niște păpuși. Curve. Barbe. Uitați cât și față contorată. Sper că v-a plăcut, acesta este machiajul meu de școală, nu uitați. Și tu mergi așa la școală. Dă, ce tu să-mi bag. Și cam atât cu acest episod. Nu mai fac de-astea nici măcar o dată. La revedere!